Trebuie să leg o muscă artificială. Mai mari pentru pești mai mari, a zis cineva. Nu să faci și o muscă pentru... Am făcut pe colic numărul 8, s-a părut, probabil că de la păstre, nu știu, mai imens așa, și am făcut niște modele. Trebuie să modele pe colegi de 4. N-am folosit așa băzeu, dar sunt prietenii lui George de la pompieri. Am făcut 20 aici. Paper League-ul. Mărimea numărul 4. Ce să fac, știu că cu ăsta ar fi pentru crap. La clan mare n-am curat să dau ăștia, fiind de mare. Și clanul ia... Deci clanul a înghițit buldo acela francezesc. Așa că o să-l înghite și pe ăsta. Băi, domnul ăsta. Așa. Deci am aza de montaj, prind bine aici, strâng bine de ață. Ața să fie tensionată, cam așa arată degetul cu cel luat. Oricum se încearcă materialele cu mâna. Am o forfecuță. La 2 lei se găsesc la magazinul de pescuit. Am o pană, deci pasă de șasna. Să-i pun codiță așa la... Am uscat șasna. Nu știu dacă seamănă cu ceva, dar e o imitație, să seamănă cu un insect pe ceva. Adică codiță, corp și corp. Aici am niște... niște materiale strălucitoare. Dar nu le pun toate, că sunt vreo... A fost pentru scrumbie, două cu două, una metalizată și una părsemată. Și o să iau câte una din fiecare. Deci am două, așa că o să le întorc, le prind la jumătate. Apoi le întorc, le prind foarte bine. Să iau o bandă din asta de curcub de până acum nu le-am făcut normal. E o bandă de curcub de din aceasta. Și acum fac corpul negru între. Iau niște ață normală negră. Fac mai multe. Fac din două fire.
O să fac și din trei fire. Nu-i vremea să mai schimba pe la Ștefănești, afară la atelier. E acceptabil așa. Fac corpul aici. Negru. Hai partea aceasta. Să prind și corpul cu ața, așa. Vin cu banda metalizată. Mă întorc. Mai fac câteva prinderi pe corp. Pentru siguranță. Din acesta. Mai mic puțin așa. Că de muscă ude. Doar e muscă mare asta. Și aici am un gât de cocoș unde iau un din asta, din el. Am luat 2, trebuie să rămân cu 1. Partea aceasta nu o arunc. Trebuie la niște muște. Negre pe o parte. Prin capătul corbului. Și o răsucesc. Și mai lung îl țin cu mâna, așa. Până aici. Acum e o piesă asta. Prinde capătul fulgului. Cu musca asta o să vedeți cum arată. Aș da la crap. Prinde vârful fulgului. Vin și prin interior, prin furg. Asta. Prin vârful acum îmi tai partea care e în plus. O să fac nodul final. Aceasta. Nodul final. Două, trei, patru, cinci, șase, șapte. Asta o dată. Vă dau drumul la ață. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte. Și acum mă uit la cameră să văd cât timp am terminat eu musculit. Aia asta de montaj. Asta așa că nu-i terminat. Am un ac aici, da. Să pun soluție de head cement care nu afectează fulgul. Mi-am luat vreo 5 sticluțe din astea. Am făcut câteva sute de muște. Și uite, foarte puțin s-a consumat.
Iar dacă se astupă cerculețul la hârlii, nu e nicio problemă. Vei că soluția fiindcă se sparge. Uite, cu bagacul pe ea. Se sparge, are priză foarte bună, cu uscare rapidă. Vovi, când e mai steaua? Mâine seară sau azi? Ținem cu steaua sau cu ce? Mare vese din menghile. Arată muscă. Balaurile astea de muscă. Le punem aici lângă surori. Un pic asta cu veșul pita. Deci 11 minute 37. Cam 11 minute 37 s-a realizat muscă. Nu știu și nu știu. Muscă mai mare cu mai multe operații. Sănătate, mai bine, puteți să vă abonați. O să mai leg și muște. Să mai fac filme cu muște. Și de ce este mai nevoie și cu pește. Mai bine.